Bună seara, bun găsit la Nașu TV, sunt Radu Moraru, suntem în direct și în seara asta aruncăm doi oameni în aer, evident, la figurat, dar cred că îi trimitem în pușcărie. Nu e rolul nostru ăsta, dar în mod sigur, după dezvăluirile pe care le fac în seara asta, unul e ministru și unul e tata-socru. Pe bune. Deci avem în această seară informația care îl trimite, îl leagă pe tata-socru de toți. Da? Îi cheamă pe băieți direct cu cătușele. Iar al doilea candidat la pușcărie, sigur, iarăși, este doamna ministru de finanțe, care a mai făcut niște gogomănii, dar bun, deocamdată în seara asta dezbatem pe larg dosarul loteria, unde a semnat cu mânuța ei. E deja speriată, fuge până guvern și nu mai bagă nimeni în seamă, pentru că întreabă, păi ce să fac, m-ați pus să semnez, ați zis că e în regulă. Că ea așa a învățat la Harvard că poți să semnezi orice dacă partidul, stat îți dă voie sau dacă securitatea îți dă voie. Și uite că nu e chiar așa. Deci, domnișoara Petrescu, pregătiți-vă ăsta, periuța, cearșaful, pernuța, mergeți la pușcărie. Foarte bine, meritați cu toții. La pușcărie cu toții. Pentru că ați furat și nu v-ați mai săturat. Sigur că unii dintre ei vor fi și proști. Poate să fie și această chestiune. Iar pe tata socru, să vedeți ce frumos îl legăm în această seară. La momentul potrivit dăm informația momentului. Bă, tovarășul Hrebenciuc se pare că e și el bine priponit, nu mai scapă. Tovarășul Șova încă mai are cale de întors. Acolo încă nu este dovedit traficul de influență, dar mi-a adus aminte colega noastră, producătorul emisiunii Nașu, Cristina Pânzaru, spunea la un moment dat, dom'le, nu cumva s-au întâlnit în Marțea Neagră atunci noaptea să voteze amnistia? Ba da. Deci trebuie să vedem exact de când sunt anumite stenograme, să vedem dacă îl putem lega și pe domnul Șova, astfel încât, odată cu victoria în alegeri, a cui va câștiga, să se meargă și pe calea cealaltă în pușcărie. Nu mă bucur foarte tare, deși zâmbesc ironic, dar știți cum e? Își bat joc ăștia de noi. Păi, afacerea lui tata-socru, colegii, să pregătiți imaginile, da? Afacerea lui tata-socru este incredibilă, dom'le, este cât de două ori București, oameni buni, ca să înțelegeți tunul imobiliar. Deci e de două ori cât suprafața Bucureștiului, oameni buni. Ia puneți imagini, e meritul unui coleg din presă care a făcut. Ia uitați-vă, deci vedeți Bucureștiul, Sorin Ionit a avut această idee. Deci ăsta e tunul, se vede din satelit, da? Se vede de pe lună. Deci ăsta e tunul pe care acești oameni l-au dat. Prejudiciu de 300, ia uitați, comparabil cu harta României, da? Prejudiciu de, cât era colegii, 300 de milioane, da? De euro. Deci oamenii ăștia au vrut să ia vedeți cum se vede de pe Google Earth, deci au vrut să ia de două ori Bucureștiul, dumneavoastră. Și mai aduc aminte cu tata socru ăsta, care are așa o față de, nu știu cum să spun, l-am văzut de aproape în câteva rânduri, deci, dumneavoastră, omul ăsta zici că e vopsit în alb pe față. Deci, omul ăsta, când îl auzeai cu câtă patimă și cu câtă, cum să spun, curățenie sufletească, vorbea despre afacerea Nana, unde, de bine de rău, nu știu cât o fi și acolo, ce probleme penale sunt deocamdată, că nu s-a lăsat liniștea, dar măcar acolo se vorbea de $1 milion sau de euro, da? Deci acolo măcar era $1 milion pentru o suprafață de, cât era, 100 de hectare sau 300 de hectare. Și acolo, enorm. Păi, da, aici, ăștia, moca de două ori Bucureștiu. Andreea Paul spunea la un moment dat că echivalentul acest tun e echivalentul a peste 1 milion și ceva de pensii. 1,6 milioane de pensii. Deci băieții ăștia când iau o dată cu japca și vedeți că nu-s mulți, sunt 2-3 se cuplează, băieții ăștia când dau un tun, dau tun, tată, 1.600.000 de pensii. Asta e tunul dat de tata socru, cu tata Hrebenciuc și cu tata ăla de la Rom Silva, da? Tata socru e bine păzit deocamdată.
Nu s-a întâmplat, de-aia în seara asta l-aruncăm în aer. Deci toți PSD-iștii vă uitați la mine, da? În seara asta, ca să vedeți cum pleacă tata socru, mâine singur se duce. Singur se duce la DNA să zică tot ce știe. Nu mai trebuie să-l cheme nimeni, da? Invitatul meu în această primă parte și apoi avem, cum vă spuneam, tunul retrocederilor pe larg, deci îl trimitem pe tata socru direct, singur acolo. Avem loteria care văd că o țin unii încă așa să nu explodeze. O explodăm și pe asta. Dar până atunci avem un candidat la președinție, al doilea, iată, care vine la Nașu TV, cel puțin la emisiunea mea, la alte emisiuni ale colegilor mei, au mai fost și domnul Meleșcanu și Monica Macovei, domnul Constantin Rotaru, candidat al Partidului Alternativa Socialistă, cu simbolul Soarele. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Și ați venit cu... E, o să-i vină rândul. Da, o să-i vină rândul. O să ne spuneți ce-i cu acele... nu sunt dosare DNA, de să nu se sperie cei care au... materiale de propagandă. De propagandă, da. Bun, domnul Rotaru, ați mai candidat la președinție. Ați reușit în 2009. Atunci câți candidați erau? Mai țineți minte? Nu, nu m-a preocupat numărul. Dar erau și atunci ceva candidați. Da. Atunci ați reușit tot cu partidul acesta erați? Tot, cu tot PAS, partidul acesta, e adevărat, se numea Partidul Alianța Socialistă. Sunt oameni care îmi pun întrebarea, bun, dar de ce candidez pentru la președinție? Răspunsul este foarte simplu. Pentru că vreau să le spun telespectatorilor dumneavoastră și alegătorilor noștri că în România mai există și o altă opțiune politică. În afară de opțiunea asta neoliberală, care se dovedește falimentară și care se dovedește destul dar de... Dar cine, cine e neoliberal la noi? Ponta? Toată politica făcută după 1989 este neoliberală. Că el așa zis Ponta astăzi, că el a făcut în 2 ani politică neoliberală. În fapte, toată politica făcută a fost neoliberală. Dar știți, ați început emisiunea dând vești. Vești din astea triste, pentru că astea nu sunt vești îmbucurătoare. Dar astea sunt lucruri pe care eu le spun de 25 de ani. Începând cu 1990. Eu vorbă în popor. Spunem ce ai semănat și spun ce o să culegi. Iar de semănat s-a semănat numai ilegalități din 1990 până azi. Azi, după câte se vede, am putea spune că a început culesul. Nu este posibil să ai, pe de o parte, conducătorii care fac coadă la DNA, pe de altă parte să spui întrebarea, că probabil de asta este și preocuparea cu amnistia, că nu mai au loc în pușcărie. Și sunt primii... Nu, nu. Pentru ei e amnistia, nu se gândesc ei că stau... Știți cum e, domnul Rotaru, în România stau pacienții în spitale, 2 în pat, da? Nu. Să stea dumne în pârnaie, să stea 4 în pat, da? Este foarte trist. Partea proastă e că ei pot să meargă acolo. Dar ce facem noi cu țara? Pentru că țara au distrus-o timp de 25 de ani. Ăsta e motivul principal pentru care mi-am depus candidatura, pentru care fac politică începând cu 22 decembrie 1989 și insist foarte tare să fac această politică. O politică făcută pentru oameni și nu numai pentru structurile conducătoare, ca să nu zic mafiote. Țara are nevoie de așa ceva. O politică în care omul să fie Dumnezeu conducătorilor, nu banul să fie cel care să îi îndemne la tot felul de afaceri ilegale. Acum, ce aș face eu ca președinte? Care ar fi diferența între mine? Pentru că eu cred că am un program diferit de al tuturor. Le-am citit programele în mare la contracandidații mei. Dar credeți că românul acum, în perioada asta, mai citește programe când... Nu, nu, nu. Nu vedeți că simt prima oară în viața mea când nu există campanie electorală? Da. Pentru că e altceva la televizor. E cu totul, sunt arestări, sunt cu tare... Cu ofițeri acoperiți, cu ofițeri descoperiți. Nu mai suntem sănătoși. Ca nație nu mai suntem sănătoși. Din păcate,
totul se face în mod controlat. Deci tot ce se întâmplă în România nu se întâmplă aiurea. Eu spun că înainte de 1989, sigur s-a greșit. Mult, puțin, dar s-a greșit. Numai că eu îi iubesc pe cei care greșesc, pentru că asta înseamnă pe de o parte că muncesc și pe de altă parte, în momentul în care ți-ai dat seama că ai greșit, dom'le, faci tot ce poți să îndrepți greșeala. După 1989 nu s-a greșit deloc. Totul s-a îndeplinit la virgulă. Nu, n-a scăpat nimic. Adică de distrus țara. Au distrus-o într-o veselie. Pe un post de televiziune, ieri, a fost George Friedman, un analist american. Este strigător la cer. Declarațiile lui m-au întristat foarte mult. Pentru că e adevărat că nu mi-a servit nicio noutate, dar tocmai de asta m-au întristat foarte mult. Pentru că el a venit, aș putea spune, și cu un tupeu de tip american, dar și cu o liniște. Ne omoare tupeu mai de mult, nu față de noi. Dar și cu o liniște, așa. Da. El a scris cărți acum vreo 10-15 ani despre cum va arăta în viitorul 100 de ani. Da. Și nu prea s-a înșelat. Și spuneam că dacă luăm interviul ăla sau dacă luăm răspunsurile lui la niște întrebări, îmi vine să spun că eu, care declaram că România nu mai există decât pe hartă, nu pot să accept lucrul ăsta, dar el a confirmat așa ceva. Astăzi citeam un articol din Cotidianul în care un ziarist german a declarat, un ziarist care a luat zeci de premii internaționale, un ziarist foarte bun, că el de-a lungul timpului a fost plătit numai de Casa Albă ca să facă propagandă americană și să fie formator de opinie într-o anumită direcție. Iar acum s-a desconspirat pentru că a ajuns la concluzia că ceea ce făcea el nu făcea altceva, el și cu colegii lui, nu făceau altceva decât să împingă Europa într-un război cu Rusia. Și nu se poate că nu trebuie să facă așa ceva. Deci până la urmă... Înseamnă că se întâmplă și la ei cu dăștea acoperiți. Dar bineînțeles. Nu. Păi da, asta e. Eu la măcar a fost cinstit, a zis, și pentru cine a lucrat. Ăștia mine... noștri se deconspiră pe capete, dar nu aflăm. Nu, fac, ne zic. Nu, fac numai un scandal așa în timp de campanie electorală, se termină campania electorală și după aceea se uită tot. Să sperăm că de data asta nu se va uita. Atunci când am vrut să vin cu programul electoral, spuneam după ce am citit programele celorlalți și am văzut că nu prea mai am multe lucruri de spus, pentru că întreprinderile strategice ale economiei naționale trebuie să fie ale statului, așa cum spune Iohannis. Nu mă așteptam la așa ceva. E adevărat că asta spunem noi de 25 de ani. Am văzut pe doamna Udrea că gata, stop retrocedărilor. Noi spunem de foarte mulți ani stop retrocedărilor, pentru că până la urmă retrocedările nu s-au făcut pentru a-l împroprietări pe român. A fost o mimare de împroprietărire și după aceea să le ia toate proprietățile, să le ia unii sau alții. Și multe altele. Și atunci, fiind mai atent, am ajuns la următoarea concluzie. Un candidat la președinție și președintele nu poate să aibă alt program decât Constituție. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Constituția este o culegere de drepturi și libertăți pentru fiecare cetățean și în același timp de obligații pentru autoritățile publice, pentru cei care conduc. În Constituție nu o să găsiți obligații pentru cetățeni și nu o să găsiți drepturi pentru conducători. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, intrigat de-a lungul timpului, de aprecierile unora că această Constituție trebuie schimbată pentru că președintele nu și-are bine clarificate atribuțiile, am analizat și am constatat că nu trebuie schimbată Constituția. Constituția trebuie respectată.
Și am mai constatat că atribuțiile președintelui sunt foarte bine clarificate în această Constituție. E adevărat, în care nu se scrie mult. De fapt, o să vedeți dumneavoastră și într-un alt exemplu, atunci când scrii mult, atunci e clar că lucrurile devin confuze. Și cu cât mai scrii mai mult, cu atât ești mai confuz. Deci vă dau dreptate că și când a fost acea campanie să schimbăm repede Constituția, de fapt se urmăreau alte lucruri, de fapt introducerea unor pedepse pentru poporul român și limitarea... Da, lucru care nu e normal. Exact, limitarea unor drepturi pe care le avem. Și mai e încă unul. Schimbarea Constituției, și o să spun acum, s-a dorit, pentru că s-ar fi dorit, modificarea articolului 136, aliniatul 3, acolo unde spune că bogățiile subsolului, apelor teritoriale, apelor cu potențial energetic valorificabil și așa mai departe, sunt ale statului și sunt inalienabile. Ori ce mai avem noi, al nostru, nu mai avem nimic. Niște și s-ar fi vrut, prin schimbarea acestui articol din Constituție, legalizarea tuturor ilegalităților care s-au produs în acest domeniu. Și acest articol se dorea schimbat inclusiv de prietenii noștri care ne conduc, pentru că ei au luat bogățiile astea și vor să rămână proprietari pe ele. La cine vă referiți? Nu contează. Cei de afară care au luat în România tot ce au dorit. Da, ideea este așa, pentru că noastră candidat la președinția României, nu a unui sector. Da. Cei de afară trebuie numiți. Deci dacă sunt unii care ne-au jefuit, păi nu. Trebuie numiți. Haideți să vedem petrolul. Da. Cine l-a luat? Gazele, cine l-a luat? Gazele de șist. Ce se întâmplă cu ele? Aurul de la Roșia Montană. Au luat și tot felul de companii din toată lumea. Tot felul de companii. Da. Dar să știți, dar zici că le-au luat, că noi le-am... Da. Noi avem trădători. Păi, nu... păi eu... Ce spun? Africa nu s-a dat așa? Nu, aici interesele converg. Adică sunt pe de-o parte cei care profită de aceste bogății pe care le-au luat și sunt pe de altă parte complicilor de aici din România care vor să fie liniștiți. În Constituție, președintele, spuneam că are atribuțiile foarte bine clarificate. Dom'le, este dumnezeiască. La articolul 80, aliniatul 3, spune foarte clar. Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. Păi în momentul în care citești numai alineatul ăsta, atunci îți pui întrebarea, ca președinte, cum fac să mă achit de aceste obligații? Păi sunt obligații extraordinare, pentru că de aici se face trimitere la aproape toate articolele din Constituție. Și mai mult decât atât, vedeți cum funcționează autoritățile publice în România, care mai mult nu funcționează sau funcționează împotriva cetățeanului de rând. Și de asta vă spun că președintele are foarte mult de lucru, numai că el trebuie să citească Constituția și să înțeleagă spiritul ei. Că mai sunt unii care citesc, dar fără să înțeleagă. În acest scop... Dar ce puteți face ca... Aici e marea întrebare, știți cum e? Acum vreun an, doi, cred că v-aș fi luat la mișto acum, spune, doamne, lăsați-mi da, cu candidatura asta. Da, a mers odată, lăsați-o, ați luat 1%. Acum, văzând că unii candidează chiar și din disperarea de a demonstra că există și alternativă, cum spuneați dumneavoastră, nu mai fac mișto, însă problema mea e om practic. Spun, ce face eu un președinte acum, când revin? Ajunge? Dați-mi, da. Indiferent că eu nu cred că contează că e partidul mic sau mare și așa mai departe. Ce poți să faci ca președinte când ai de lucru cu instituțiile astea bolnave? Parlamentul, ce poți faci cu 700.000 de parlamentari bolnavi toți? Că nu știu dacă nu cumva intră toți la DNA. Cred că așa DNA-ul reduce parlamentul la 300 de parlamentari, da? Fără discuție, și vreau să vă spun că președintele României se face vinovat de faptul că în Parlamentul României, în loc să avem 300 și ceva de parlamentari, pentru că ăsta ar fi fost numărul natural conform legii, știți că erau 476 la 23 de milioane de locuitori, a scăzut numărul de locuitori și ar mai fi fost 300 și vreo 80 de parlamentari.
A ignorat total legea venită din Parlament și a semnat-o, a promulgat-o. Și au ieșit 586 de parlamentari. 588. Bun. Nu e așa. Când îi vine legea la promulgare, președintele este ultimul filtru. Și el trebuie, cu acei consilieri pe care îi are, dar pe care, care trebuie să fie numiți în funcție de valoarea pe care o au, nu pe alte criterii, atunci trebuie luată legea, înțeleasă foarte bine și chemați parlamentarii să o mai vadă odată, să, adică să-i sesizez. Dar așa se și întâmplă. Deci are voie, doar că are voie o singură dată. O singură dată. E foarte bine. N-a făcut-o. Uite, am aici, lângă mine. Am metrostacul. Nu, acolo a făcut-o, să știți. Deci acolo prima oară n-a promulgat-o, aia cu 588 de parlamentari. A trimis-o înapoi la Parlament și pe aia au ieșit la televizor pe toate postele și au zis, domnule, președintele semnează ce spunem noi. Și atunci a doua oară să promulge. Atunci da. Înseamnă că mi-a scăpat mie. Dar nu, acolo chiar a fost, că a fost mare scandal. Da. Am aici o lege pe care trebuie să o cunoască fiecare român. Pentru că în funcție de legea asta, de tot ce scrie în grămada asta de hârtii, se stabilesc taxele și impozitele. Ăsta este codul fiscal, stimați telespectatori. Colegii, până puteți, mine îl învățați, da? Puteți citiți cumva, și învățați, da? Puteți cumva să știți dumneavoastră ce scrie aici, ce obligații aveți? Mai mult decât atât, acest cod fiscal are decât în câteva luni, face 11 ani de existență. A fost modificat până acum vreo 2-3 luni. De peste 350 de ori. Sunt 588 de acte normative la care face referire acest, la care face trimitere acest cod fiscal. Este modificat de 97 de acte normative, hotărâri de guvern, legi și ordonanțe, în condițiile în care se spune foarte clar la articolul 4 că această lege este o lege organică, nu poate fi modificată decât cu 6 luni de zile înainte, decât prin lege și cu 6 luni de zile înainte, și că orice modificare se aplică începând cu anul bugetar viitor. Păi s-a întâmplat vreodată așa ceva? Dacă ziceți că s-a modificat de 350 de ori, n-avea cum. Păi, da, nu se discută că avem anul ăsta de vreo 47 de ori modificare. Ei, eu pun întrebarea. De ce? Am o explicație, ca să nu intru în amănunte. Avem articolul 206, indice 4, în care se spune următorul lucru și vă rog să-mi permite să dau citire ca să fiu cât se poate de... Că vă putem spune și... În situația în care totalul veniturilor prevăzute la aliniatul 1 este mai mare decât valoarea 5, mai mare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, contribuția individuală de asigurări sociale, CASU, se calculează în limita acestui plafon pe fiecare loc de realizare a venitului. Ce înseamnă asta? Că cei care realizează venituri de miliarde de lei, venituri de miliarde de lei nu plătesc CASE decât în limita a 5 salarii medii brute. Adică vreo 125 de milioane, ca să folosesc cât este CASE-ul? 26,3%. Acum, era 31,3%. Dar de ce trebuie să plătească cel cu venituri de miliarde de lei numai atâta CASE-ul? În loc să plătească sute de milioane de lei CASE-ul la bugetul statului? Ei, când e vorba de un... Da, n-am știut portița asta, da? Ele sunt multe, că de asta sunt și, sunt și atâtea modificări. Adică sunt portițe create pentru ei. Pentru mafie. Da. Lucru pentru care noi ar trebui să luăm atitudine și în același timp să ne solidarizăm cu toții pentru a face ca aceste, ca Parlamentul să fie funcțional și să lucreze... Dar cum să fie funcțional când el e plin de infractori? Cum poți să faci un Parlament aici, funcțional? Aici, din nou... Românii votează infractori. S-a dovedit că nu îl interesează pe român, că ăla e pușcăriaș, că ăla nu. Vă amintiți 1990, atunci când se spunea pe toate micile ecrane, cu toate că nu erau așa multe, că dar anii 90, de-a lungul anilor, ce ia la dosar de cadre? Cum adică ce ia la dosar de cadre? Dosarul de cadre e dosarul în care ai un CV și ai trecutul celui care vrea să ocupe un post. Nu poți să dai un post de conducere
foarte important, unui infractor. Da, la noi s-a mers până acolo încât îl condamnă instanța și tu îl duci în Parlament. Că nu e procesul terminat. Nu, dom'le, ai o instanță care ai ajuns într-o primă instanță, ești condamnat, automat trebuie să fii suspendat. Am văzut primari condamnați cu suspendare 4-5 ani și a venit pe funcția de primar. A continuat judecata, el semnând tot felul de documente foarte importante și după aceea dându-i condamnare cu executare. Dar nu se poate, chiar dacă e cu suspendare, nu poți să-l mai lași pe post. Îl trimiți... Bun. Astea sunt toate lucruri de bun simț. N-au funcționat în România asta 20 de ani. Nu s-a pus problema funcționării. Dar cine s-o pună? Că, de exemplu, încă o dată vă spun dumneavoastră, hai să vă dau doar un mic exemplu. Un președinte, nu contează care, a propus parlamentarilor nici măcar să se înjumătățească. Da? Deci de la 470 la 300. Da? Dom'le, era de bun simț. Era clar, bă, sunteți prea mulți, mă. Ce dracu? Prea mulți. Consumați gaz mult, curent mult, casa poporului, bani mulți, poporul nu mai atât de mult că, uite, i-a zgonit în țară în ultimii 25 de ani, da? Deci când propui o chestie, cea mai de minimă schimbare și de bun simț, dom'le, bă, mai puțin, un pic mai puțin, că tot o să furați, tot o să vă faceți legi, păi și a ieșit un scandal atât de mare și ei ce au făcut? S-au dublat aproape. Da. Față de cifra propusă. Adică asta vreau să vă întreb, dați-mi o soluție. Cum? Că eu vă dau un exemplu, să știți. Nu, eu cred foarte mult că se va ajunge la un fel de dictatură militară la noi. Nu. Nu se va ajunge. Vă spun, la un moment dat când poporul va ieși în stradă de revoltă... Stați puțin, că scăpați din vedere altceva. Noi nu mai avem armată. Nu armată, când spun militară, nu spun că va fi ceva de bine, din contră. Da, da, dar nu... Riscul e să pună... Eu mă gândesc la unii din servicii, să fac o combinație din asta, un fel de... paravan de ăsta, facem un guvern de un front al salvării naționale, că ne-a mai salvat toată frontul ăsta și atunci chiar ne ducem dracului, da. Așa. Eu cred că până la urmă, cred că s-a greșit atâta timp cât a fost toate acțiunile s-au promovat cu scandal. Cred că altfel dacă președintele cu o echipă de consilieri serioși fac analize și vin și susțin și argumentează. Nu merge, nu iese odată, nu iese a doua oară, dar până la urmă lucrurile astea ies. Dar toată lumea a luat acțiunile pe care le-a făcut președintele fiind scandaloase, de tip scandalos, nu le-a îmbrățișat. Adică sugerați că dacă i-ar fi luat mai cu binișorul pe parlamentar. Nu cu binișorul, dar cu autoritate și încă ceva. Dar care autoritate? N-ai nicio autoritate ca șef de stat asupra parlamentarilor. Ai, domne, ești mediator între puteri. Și eu vreau să vă spun așa. Uite, madame Petrescu, ai codul ăsta. Eu am făcut efortul să-l printez pentru că în calculator știam că e mare, dar nu știam cât. Cât? Și atunci l-am printat și are 1964 de pagini. Vă dau o veste. Nici madame nu știe. Nu vă faceți probleme. Niciunul din Ministerul Finanțelor nu are cum să știe. Pentru exact. Că chiar dacă a știut până ieri, astăzi e modificat. Deci, la modul Haideți să vă arăt o hârtie. Numai așa, ca să vedeți de ce discutăm și ne obosim. Uite, vă arăt o hârtie, facem subiectul următor, o trimitem în pușcărie pe Ministrul Finanțelor. Numai vedeți ce a semnat prin ordin de ministru aici, articolul 1. Atât. Și o să vedeți dumneavoastră cu cine vreți să vorbim. Harvard. Cred că a făcut asta Harvardul așa mai de la distanță. Articolul 1. Se mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale Loteria Română SA să împuternicească Consiliul de Administrație și conducerea operativă să prelungească contractul cu grupul Intralot pe o perioadă de 3 luni, perioadă în care compania are obligația să finalizeze demersurile necesare încheierii unui nou contract care să asigure desfășurarea în condiții optime a activității companiei. Dom'le, deci, ce înțelegeți din asta? Deci, ce spune acolo ministru? Un ministru spune, faceți cu ea contractul. Ăștia seagă ne-au păgubit ani de zile. În primul rând, loteria română nu ar fi trebuit niciodată să fie dată. E loteria română, domnule. Trebuia să rămână a statului.
Loteria Română realizează venituri foarte mari. Nu presupune cheltuieli mari. Sunt foarte multe lucruri. Și ar trebui să fie, Loteria Română ar trebui să fie trecută în patrimoniul statului. La fel cum toate bogățiile subsolului și apelor teritoriale să fie trecute în patrimoniul statului. Dar cum să ai pretenția asta când domnul prim-ministru merge în Statele Unite și aleargă peste tot și în China că mai are câteva hidrocentrale de înstrăinat și nuclear electrica. Adică are exact un, are un domeniu extrem, extrem de profitabil. Hidroelectrica e în insolvență. Dar de ce e în insolvență? Câți conducători, manageri ai hidroelectrica i-ați văzut dumneavoastră în închisoare? Cum este posibil așa ceva? E unul, un adjunct e acum în pușcărie. Da. O fi vreunul, dar nici nu le-au în seamă. Adică acolo ar trebui, da, încă ceva. Trebuia să fie în închisoare împreună cu miniștrii lor. Pentru că ei n-au făcut ce au făcut. Cum credeți că, nu vedeți că la noi singura soluție este pușcăria? Și nici aia. Și sunt unii care după ce ies din pușcărie, știți? Vin cu tupeu și au curaj încă să mai consume bani de la buget, să le dea lecții, să fie aroganți, să facă mișto. Păi după ce vine din pușcărie, este infractor ștampilat. Și atunci omul nu mai stă, nu mai are timp de discuții. Da. Lucrurile sunt foarte clare, omul e calificat. Da. Păi de asta vă și spuneam cu dosarul de cadre, pentru că, domne, dacă are un trecut, trebuie să știi cu cine vorbești și să-l tratezi ca atare. Eu sunt de stânga și mă uit la ei cum stau la rând. Și zic, băi, bine că îi arestează acum, că dacă mâine noi am câștiga alegerile și am ajunge la conducere, după aia ar declara că sunt deținuți politici. Nu se poate așa ceva. Îi văd la televizor, sunt anticomuniștii, nu știu care. Păi bă, voi aveți dreptate să fiți anticomuniști, că sunteți niște infractori de drept comun, care n-ar trebui să vedeți lumina zilei mult timp. Dar mai mult, nu este strigător la cer. Eu am cunoscut o persoană în satul de unde sunt eu, care s-a dus și a tăiat o căruță de lemne din pădurea lui. L-a prins polițistul, i-a făcut proces verbal și i-a dat 5 ani de zile închisoare. A executat 3 ani și jumătate zi de zi. Mă uit la televizor și îl văd pe Nicolae Ciuc. 860 de milioane de dolari la Ministerul Transporturilor, pe unde au fost unii miniștri de-a lungul timpului. Și am auzit ieri alaltăieri că l-au condamnat la 4 ani de zile închisoare. Dom'le, cu cât frauda e mai mare, cu atât pedeapsa e mai mică. Nu se poate. Toate lucrurile astea trebuie să fie revăzute. Aici... Cum? Nu înțeleg. Asta vă spun. Cum? O să le revedeți, o să vă oripilați. Păi, dom'le, codurile civil și penal au fost trecute de această clasă politică. Nu vedeți că au umblat, au închisoare la domiciliu. Știți? Dom'le, parcă te îndeamnă la furtă ăștia, dar nu să fure o poșetă de pe stradă. Păi da. Păi ne nu. Punem cagule, mergem, devalizăm niște bănci și după aia ce facem? Stăm la domiciliu. Dacă ați furat o găină, sigur nu vă dă la domiciliu. De asta și încă un lucru. Nu sunt specialist aici în codul penal, codul civil. Dar am auzit o discuție în care unii pe care eu îi consider că sunt competenți spuneau, zice, domne, trebuie să facem tot ce ne stă în putință să terminăm codurile astea, să fie abrogate pentru că să revină, domne, la vechiul cod. Că aceste coduri sunt extrem, extrem de păcătoase pentru societatea românească. Eu nu am argumente. Nu e domeniul. Spun argumentul ăsta. Faptul că, de exemplu, uite, vă dau un exemplu. E un individ, ăla de care a avut Blue Air-ul, cum îl cheamă, mă, colegii mă, că tot tweet? Iordache. Așa. Da? Nelu Iordache, care era sponsorul mai multor oameni politici, mai multor ziare și televiziuni, scotea 10 de milioane de euro cu sacoșa din firmă. Da? A pus mâna pe terenuri în sudul Bucureștiului
cu japca pe acolo, cu tot felul de combinatori și au rămas oamenii fără terenuri. Și omul ce face? Stă la domiciliu, dumne, în pușcărie. Și își conduce afacerile. Nu știu ce mai face, dar vă dați să stă la domiciliu. Dumne, păi, toate nu vă dați seama, hai să vă spun ce, dumne, ăștia sunt oameni protejați de servicii secrete, prin oameni de acolo, protejați de parlamentari. Nu vedeți ce tupeu avea, de exemplu, Hrebenciuc? Și, adică, n-aveau nicio frică, dumne, cum vorbeau ei. Acum știți cine lichidează mult pe Hrebenciuc și Gașca? Lupii tineri din PSD-ul. Că vor când pun laba pe partid să nu-i mai aibă pe șmecherii ăștia vei care îi încurcau la mălai, la împărțit. Asta e șmecheria. Vreți să spuneți lupii tineri din PSD care sunt chiar mult mai periculoși decât cei bătrâni. Da. Iar mulți dintre ei, să știți, că au îngenunchiat România către diverse companii ale lumii. Da? Asta este lucru. Mulți care sunt șefi importanți în țara asta, ei au fost puși acolo cu lobby din partea acestor companii. Pentru că este evident că băieții au venit să jefuiască. Există o axiomă. Proprietarul este cel care are capacitatea să ia hotărâri. Păi în condițiile în care proprietarul este cel care are capacitatea să ia hotărâri, eu îmi pun întrebarea. Poporul ăsta, care a fost desproprietărit aproape în totalitate, în numele lui cine mai ia hotărâri? În numele poporului ăsta? Nu, pentru popor, că numele lui se iau toate hotărârile, dar pentru popor niciunii. Au transformat poporul român într-un popor de sclavi. Acum, dumneavoastră, puneți întrebarea, dom'le, dar cine, dar cu cine, dar ce? Nu, nu, credeam că aveți o soluție, că deocamdată să știți că vă spun ce, n-aveți nicio soluție. Și dacă vă aleg ăștia președinte, auziți, poporul ăsta, zice, îl alegem pe Rotaru, n-aveți nicio piuliță, niciun mecanism. Eu vreau să vă spun că din toate deplasările mele, din toate contactele mele cu oamenii, am ajuns la concluzia că peste 70% dintre oameni gândesc ca mine. Eu, procentul e mult mai mare. Între oamenii ăștia sunt oameni de foarte bună calitate. Uite, eu am curajul, că dumneavoastră a spus acum 2-3 ani de zile făceam mișto la în emisiune. Eu vă urmăresc... Încă nu știam cât de mare e dezastru. Acum eu, când știu, da. Eu vă urmăresc de mult timp. Oamenii care încep să simte, ei nu au absolut nimic de făcut decât să se adune. Oamenii care încep să înțeleagă fenomenul. Trebuie să se adune și trebuie să aibă capacitatea dialogului și al solidarității. Și atunci rezolvăm, pentru că cei care ne-au distrus pe noi, e adevărat că sunt puternici, că au bani, dar sunt puțini la număr. Noi, cei care suntem foarte mulți și de data asta spun peste 80%, noi avem un complex al singurătății extraordinar de mare, pentru că fiecare suntem pe câte o potecă a noastră. Și atunci, când suntem pe câte o potecă, suntem foarte ușor de strâns de gât. Aici vă dau dreptate. Și eu trebuie să luăm publicitate, ne întoarcem. Am ajuns și eu la aceeași concluzie. Diferența dintre noi e una simplă. Eu cred că se vor uni în stradă oamenii când va fi foamete mare de tot. Foamete. Deci va fi, credeți-mă, foamete, foamete. Și o să vă pierdeți toate proprietățile, pentru că am văzut ce pregătește doamna asta, domnișoara Petrescu. Dom'le, eu cred că DNA-ul trebuie să o ia repede pentru ce a făcut cu loteria, pentru că ce pregătesc acolo, ce taxe și impozite cu portițe, deci o să plătiți taxe uriașe pe garsonierele alea mărâte și pe apartamente, în timp ce nababii cu zeci de viloaie vor scăpa exact cu o portiță de tipul ăsta, da? Publicitate. Am revenit, suntem în direct. Știți bine că de 20 de ani vă spun tot timpul ce gândesc, ce știu și țineți minte că deja din primăvară vă spuneam că suntem foarte aproape de o revoltă socială, fiindcă oamenii efectiv nu mai fac față. Deci nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani pentru oameni. Astăzi, de exemplu, guvernul nu are pensiile și pentru luna decembrie. Dar nici nu cred că interesează foarte tare, că dacă iese Ponta președinte, o să vedeți cum gura nu-i miroase și cum o să spună, dom'le, nu știu, treaba guvernului, de ce nu sunt bani de pensii, guvernul e treaba lui, eu sunt președinte. Deci România e, din păcate, pe un butoi de pulbere și în momentul în care, și, într-un fel, dacă vreți, e și vestea bună, pentru că nu ies combinațiile mafiei internaționale, formată din tot felul de derbedei internaționali care au venit pe jaf aici, crezând că e Africa,
De fapt, e mai rău ca în Africa la noi. În Africa nu mai poți să faci jaful care se pregătește în România. Și oamenii vor sări în aer, pentru că și cu stomacul gol și plin de datorii, și dați afară din case, și pierzându-și casele, că nu o să mai aibă bani să plătească impozitele. Și vă dau un singur exemplu. La garsonieră va fi un impozit uriaș, iar la viloaiele astora, care trec de o anumită sumă, exact ce o șmecherie de tip cod fiscal, nu se mai plătește procentual, ați înțeles? Păi deci, nu, că tot în codul ăsta fiscal vor fi stipulate aceste impozite. Da, ce să vă spun, da. Și nici nu le găsești. Deci ăla care are vila de $1,000,000 va plăti impozit ca ăla care are o garsonieră jumate, să zicem. Păi da, amintiți-vă de încercarea doamnei ministru și a domnului prim-ministru de schimbarea impozitelor, de mărirea impozitelor la mașinile astea de capacitate mică. Adică astea pe care le au toți amărâții. Da. Dar mașinile alea de lux, nu. Da. Acolo impozitele rămâneau. Iar cea mai tare știre a zilei, în sensul că așa ceva, doar pentru așa ceva, merita expulzată din România, undeva într-un bantustan din ăsta plin de lei și leoparzi. Da? Adică să nu poți să te miști din copaci de frică că te ia leopardul de bucă și ți-o rupe așa. De ce vă spun? Ministrul Rovana Plumb, cea care a promulgat legea nenorocită, aia cu impozitele uriașe pe mașini, taxa de poluare, are o super limuzină Q7, ea zice că a vândut-o, vezi, doamne, dar șoferul familiei, că ăștia au și șofer în familie, a mărturisit că e mașina cu care se dă fisul. Da? E, unde credeți că e matriculată mașina? În Bulgaria, da? Ca să nu plătească. Dumnezeu, este ceva. Nu înțelegeți că ăștia au șoriciu. Așa e. Dumnezeu, nu există porc pe lumea asta cu șoriciu atât de gros cât îl au ăștia. Dumneavoastră, cum îți permiți, mă, ești ministru și fitu se dă cu mașină matriculată în Bulgaria? Fă, cum ți-ar zice Ponta, fă! Da? Marș, afară, hai, demisia. Băi, nu se poate, nu se poate. După ce Rovana Plumb a fost iertat odată de sistemul ăsta al nostru, că fisul umbla cu tot felul de afaceri pe-n târg și cerea bani. Aia s-a uitat Rovana? Pisi? S-a uitat și asta? Și acum n-are sărăcuțul bani de taxă de poluare pe care a dat-o mămica, mamițica. Ăștia nu sunt goie. Personajele astea sunt altceva, sunt de o ticăloșenie fără margine. Credeți, ăsta este motivul pentru care eu fac politică și fac politică de stânga. Spre deosebire de alții. Cu stânga? Credeți, da, da. Mă, ăștia nu-s de stânga, nu-s de dreapta. Ăștia sunt hoți toți. Bine. Ce stânga, aici, ce dreapta. Aici aveți perfectă dreapta. Eu sunt de dreapta, mă credeți că nu sunt mai rău decât dumneavoastră sau mai bun. Știți ceva? De foarte multe ori îi aud pe mulți că sunt de dreapta, sunt de stânga. Vă pun o întrebare în direct. De felul dumneavoastră, sunteți egoist sau altruist? E prea simplist așa. Nu, nu, nu. Eu vă spun ceva. Nu, știți care e diferența majoră, una simplă, dacă vreți, între noi doi. Dumneavoastră sunteți centrați foarte mult pe un stat care ar trebui să fie cinstit cu oamenii săi. Și iată că n-a fost cinstit nici pe vremea lui Ceaușescu. Da? Când cred eu că a fost cea mai apropiată perioadă de zona socialistă, da? Pentru că Ceaușescu asta vrea, socialismul multilateral dezvoltat în care 90% de oameni să trăiască mediul la fel, toți să aibă un apartament cu tare, cu tare. Știți cum, eu nu vreau să compar acum, că poate că era mai bine pentru români în un asemenea mod de gândire. Eu vă garantez că era mult mai bine, iar astăzi știți am fi fost nu? Mult Da, dar știți ce s-a întâmplat? Vedeți, oamenii ăia s-au obișnuit într-un anume fel, să le dea statul. Nu. Vă rog frumos, omul de rând, nu faceți, să știți că nu faceți, omul nu. De rând, dacă mergeți, mergeți la țară și o să spună oamenii de rând, să am eu o rugăminte, domene, vă rog de să nu faceți greșeala și aici eu v-aș ruga să, poate o să ne mai întâlnim și să discutăm temele astea. Asta nu s-a întâmplat așa ceva. Statul nu îți dădea nimic atunci. Îți creia posibilitatea să muncești. Și atât. În rest, nu îți făcea absolut nimic. Doi, nu venea cu impozite din astea nu știu de care. Spre exemplu, salariul. Aveai 1500 de lei salariu? 1500 de lei era. Nu veneau impozite, nu veneau alte prostii pe salariu cu tot felul cum e acum. Plătește angajatorul CAS, plătește angajatul CAS, plătește angajatorul ajutor de șomaj, plătește... Da, că să nu mai știu. Și așa mai departe, ca să le aiurească.
Dacă a fost rău înainte de 1989, a fost, să știți că rău a fost provocat de anumite entități cu ajutorul cozilor de topor din România, care în 89 au dat lovitura de stat. Ei nu au apărut în 89 din senin. Nu! Ei au lovit în noi de-a lungul timpului. Vreau să spun ceva. N-avem timp în emisiune acum. Sigur că sunt multe de reevaluat pe ce au fost pe vremea aceea, dar credeți-mă că mie nu mi-a plăcut pe vremea aceea. Bun. Deci, știți care e treaba? Gânditul ăsta că numai, dumnezeu, un om, o ființă umană, n-are nevoie doar de loc de muncă, ciorbă în stomac și două filme în creierul ăla spălat. Da? Deci, o ființă umană, dacă ar fi tratată cu respect, să știți că și-ar dori mult mai multe lucruri decât o ciorbă, un ciolan și un loc de muncă. Și unde și era lipsa de respect? Era o lipsă de respect a modului de a fi condusă societatea. Păi nu mă conduci ca pe o turmă. Nu-mi spui mie ce am voie să fac și n-am voie să fac, că n-am voie să am presă liberă, că n-am voie să am nu știu ce. Domnul, da? Toate lucrurile trebuie să le era dictatură, iertați-mă, în dictatură... Numai puțin. Da. Toate lucrurile trebuie să le privim într-o evoluție istorică. Uite, eu sunt foarte deranjat astăzi că suntem într-o plină revoluție informatică și tehnologică. Revoluție în urma căreia poporul român, de pe urma căreia poporul român nu profită deloc. Ba, din contră. Nu putem să spunem, nu putem vorbi de anumite drepturi și libertăți pe care să le avem, cu toate că nu sunt cele mai... de anumite posibilități, atâta timp cât noi, spre exemplu, în perioada... Spuneți-mi și mie, dacă n-am fi avut România electrificată, se putea electrifica acum liniile de înaltă tensiune, de joasă tensiune. Ei nu, că acum le-am vândut. Infrastructura rutieră. Atunci, hai să simplificăm. Vă dau un exemplu. Constituția României pe care ați lăudat-o și pe care a trebuit să o citesc și eu în ultimii ani de multe ori, nu poate fi aplicată. Deci dacă mă întrebați pe mine... Nu se vrea. Nu, atenție. Poate nu fi poate fi aplicată fără o gândire revoluționară de dreapta, dar nu ce vedeți dumneavoastră azi pe piață. Că azi ce vedeți pe piață este jefuirea țărilor mici de către bandiți internaționali. Dați-mi un singur punct de dreapta și eu îi dau de stânga. Păi nu. Diferența uriașă, dacă vreți, între... Nici nu se mai discutați de stânga-dreapta în lume. Dom'le, eu sunt de principiul următor. Că oamenii ca mine, care suntem destul de mulți în societate, care sunt dispuși să muncească de la 9 dimineața până la 1 noaptea. Perfect. Să fie lăsat să muncească, să fie lăsat să producă locuri de muncă, bun, plus valoare, bun, tot ce stânga, vreți. Da? De stânga, da? Și, nu, păi, nu. Și după aceea, printr-un sistem elastic de taxe, de impozite, să creezi locuri de muncă. Nu statul, că dumneavoastră vreți ca statul să creeze ce făcea pe vremuri. Nu. Statul crea locuri de muncă, de fapt. Vreau să ne înțelegem foarte bine ceea ce a spus până acum, sunt atribute ale stângii. 1. 2. Statul are obligații față de cetățean. O entitate privată nu are obligații față de nimeni. De aceea eu vreau să vă spun că statul trebuie... Nu, haideți că discutăm, n-are rost, intrăm într-o discuție, durează 7 ani. Bun. Că, atenție, eu vreau... astăzi în România singurii care au obligații și le mai respectă față de cetățean sunt tocmai entitățile de dreapta. Astea, firmele de rahat, astea, SRL-urile care mai sunt în piață. Pentru că o fabrică de stat îi dă afară pe muncitori și aveți cazul de la... Nu îi dă afară fabrica de stat, îi dă afară hoții ăștia care au distrus România. Nu, domne, fabrica e de stat, Old Chimu e de stat. Da, da? Și guvernanții vine guvernul, dă cu vrăjeală pe acolo și aia rămân pe drumuri. Noi, ăștia nu sunt guvernanți, ăștia sunt criminali. Păi nu, eu vă spun ceva, deci asta zic, nu greșiți. Nu. Entitățile private din România mai sunt ultimele și nu se mai țină mult nici astea, care mai respectă ceva obligații față de angajați. Deranja pe mine cel mai tare în ceea ce privește ultimul. M-au deranjat și aici trebuie să umblăm noi. Salariații de la Ultim puteau să salveze Ultimul. Salariații de la Ultim erau 3.000 de salariați care au luat salarii foarte bune, care trebuiau să-și înțeleagă interesul și care trebuiau să pună piciorul în prag, să se organizeze și să preia Ultimul sub autoconducere. Și da, dar să pună în fruntea manager, unul care să știe ce trebuie făcut. Nu să pună în fruntea Ultimului unul pus de guvern care să lucreze de așa natură încât să distrugă Ultimul, să-l falimenteze. Nu, Rotaru,
În toată lumea asta sunt 5% din oameni capabili să ajungă bun manageri. Nici nu trebuie mai mult. Păi, eu ce vă spun, nu-i găsim 5%. Așa ușor, plus că managerul ăla știe să facă producție, după aia trebuie să găsești un manager care să știe să vândă producția. Nu, problema e să nu pui infractori în fruntea statului și să nu pui infractori în fruntea întreprinderilor, în fruntea guvernului. Dacă asta ai reușit clar, performanța asta, după aceea lucrurile se schimbă. Eu spuneam că dacă respect Constituția, îmi stabilesc câteva obiective. Am un loc de muncă pentru fiecare cetățean, am o locuință decentă pentru fiecare familie și aici fac o paranteză. I-am văzut pe toți vorbind în toate felurile. Stau în blocurile alea de cutii de chibrituri, cum spuneau ei, păduchelnițe comuniste. De ce nu le demolează? Că întreprinderile și le-au demolat, că acolo a fost mai simplu. Adică luați 20 de salarii compensatorii și i-au trimis acasă, după care au ras întreprinderea. Un învățământ gratuit, pentru că avem milioane de copii care nu mai pot să meargă la școală, abandonează școala. Analfabetism la începutul mileniului 3 este groaznic. Să vorbim de analfabetism și totul se întâmplă. A venit un copil la mine zilele trecute, avea 20 de ani, de la casa de copii, și domne, mi-a plăcut de el, dar n-am avut nicio posibilitate de moment. Venea și spunea, zice, domnul Rotaru, uite, sunt sănătos, pot să muncesc. Pot să muncesc, uite, sunt sănătos, dați-mi ceva să muncesc. Dom'le, e strigător la cer. Un copil cu minte, ce să fac? Să fur? Nu vreau să fur. Eu vreau să muncesc. Bun, învățământ, dar mai mult decât atât. Dom'le, învățământul nu trebuie să mai fie privit sectar. Dom'le, ăsta e învățământul. Nu, trebuie să învățăm să privim lucrurile în întregul lor. Adică învățământ cu economie, industrie, cu toate minunile. De ce? Pentru că degeaba faci o școală, ești foarte bun. Și după ce ai terminat școala, în loc să mergi, să fii jurist, ești vânzător, în loc să fii inginer, nu știu ce domeniu, ești la sapă, sau ai terminat-o. Degeaba ai făcut școala. Și asistență medicală gratuită și de calitate. Toate lucrurile astea sunt prevăzute în Constituție. E adevărat. Bun, dar întrebarea este așa, nu veți fi șef de guvern, veți fi președinte. Președinte. Și vine primul ministru, știți, care nu e al dumneavoastră. Nu se fac, lucrurile nu se fac. Și el, primul ministru, spune așa, zice, da, domnul președinte, vorbiți foarte frumos. Problema e că noi avem minus bani. Auziți? Știți că avem minus bani? Nu mai vorbim de minus bani. Deci, îi auzeam pe unii, zice, ai, domne, că sunt bani, că mai sunt niște... rate de tras de la femei. Nu că se fură prea mult, dacă nu s-ar fura așa de mult, am avea și noi. Să știți că suntem într-o situație disperată. Ca să vă dau unitatea de măsură, în 1981 România avea de plată 11 miliarde de dolari, adică vreo 8 miliarde de euro ca acum. S-a chinuit România, care avea totuși întreprinderi, care funcționau și produceau, nu ce spun unii acum, agricultura era bună. 5 ani ne-am chinuit, parcă. Nu, sau 7 ani, 9 ani ne-am chinuit ca să dăm 21 de miliarde de dolari cu dobândă cu tot. Dar am scăpat. Păi ce facem noi acum când datoriile noastre sunt mult peste 100 de miliarde? Pentru că să nu luați numai miliardele statului. Că au dat, sunt împrumuturi date cu garanția statului și aproape toate împrumuturile alea s-au întors în, da, nu, în e obligația dezastru. Statului. Este groaznic. Și aud și acum că vor să aducă în continuare să mai contracteze împrumuturi. Și la anul avem cea mai mare rată de rambursat la femei. Nu, e foarte greu. E foarte greu, fără niciun fel de discuție. Dar eu cred că totuși în România sunt foarte mulți oameni, pe de o parte capabili, pe de altă parte cinstiți, cu care se poate discuta, pe care în calitate de președinte, cu totul și cu totul altfel, poți să-i organizezi și împreună cu ei poți să reușești ușor, ușor să stăpânești pornirile nu tocmai potrivite ale guvernanților și în același timp să-i pui la treabă pe... Câteva întrebări rapide, că suntem la final. Veți închide vreo televiziune, vreun ziar, veți duce campanii împotriva... Sub nicio formă? Nu. Sunteți pentru exploatarea gazelor de șist, pentru Roșia Montană? Nu. Deci, exploatarea gazelor de șist, nu, așa cum spunea George Friedman ieri, asta presupune riscuri, dar pentru ei
pe ei nu-i interesează, pe ei interesează să ia gazele și restul nu mai contează. Deci gazele de șez, nu pentru că nu au tehnologia. Nu mă centrez numai pe ei, că acolo am impresia Gazprom, Gazprom are concesiuni mai mari în România decât numai puțin. Eu spun de, că el spunea. Și Roșia Montană? Roșia Montană să fie exploatarea dar făcută de români, cum a fost făcută milenii la rând, pentru că și nu trebuie acceptată soluția Roșiei Montane, aceea de a muta muntele, pentru că e vorba de peste 5 milioane de tone de otrăvuri care sunt lăsate acolo între munți, otrăvuri care, indiferent cum, de-a lungul timpului se infiltrează și va distruge tot ce e viață, vie în Bun, domnul Rotaru, păstrăm caseta, vă doresc succes. Eu vă spun că doar o minune ne mai salvează ca stat și ca națiune. Eu vă mulțumesc și vreau să vă spun că trebuie să luptăm. E foarte adevărat ce spune semnalul de alarmă pe care îl trageți dumneavoastră. Este întemeiat. La mine e concluzie, nu mai e semnal de alarmă. Semnalul l-am tras în primăvară. Este un semnal pe care îl trag de foarte mult timp, dar pot să vă spun că sunt mulțumit că în, cel puțin în ultimul an, foarte mulți tineri de calitate și foarte mulți oameni de calitate au început să conștientizeze și vin cu un alt fel de dialog și cu un alt cu fel. Cu cine nu veți face alianțe după turul 2? Adică înțelegeri. Aveți pe cineva cu care nu veți face? Pentru că e cunoscut, toți candidații în turul 2 au discuții la un moment dat cu cei care se clasează în turul 1 pe primele două locuri după turul 1. Domne, eu am un stil. Nu pun niciodată carul înaintea cailor. Lăsăm. Dacă vreți, am așa o greutate pe suflet, că în campania asta, cel puțin așa cum au apărut de fiecare dată, contracandidații mei vorbesc numai ca să dea bine la public. Am să vă dau un singur exemplu. Trei candidați am auzit până acum spunând că după ce vor ieși președinți la Cotroceni, vor modifica Constituția și vor organiza un referendum să vadă, să aleagă oamenii. Ce vor? Republică sau monarhie? Păi da, articolul 152 spune foarte clar că așa ceva nu, pentru așa ceva nu se organizează referendum. Da, mulțumim mult, luăm o scurtă pauză și ne ocupăm de tata socru și de cum o cheamă, ministrul Leopard, așa îi spuneau, doamna domnișoara Petrescu, cea care va merge, va Petrescu mult timp, zic eu, la pușcărie pentru ce a făcut ea cu acest tupeu inimaginabil de a semna ori ca prostul, ori pur și simplu pentru un interes financiar. Altă explicație nu am, îmi pare rău, domnișoara Petrescu. Și îmi pare rău că plângeți seara când ajungeți acasă, că vă critică presa, dar pentru așa ceva în America, acolo unde ați făcut școala, 25 de ani de pușcărie era. 25. Pentru așa ceva, 25 de ani de pușcărie. Publicitate. Am revenit, suntem în direct, avem multă marfă. Vă spuneam că există astăzi, a fost știrea zilei, dacă vreți, situația îngrijorătoare în care se află Viorel Hrebenciuc, pentru el îngrijorătoare, omul a încercat să facă tot felul de demersuri când a aflat sau a bănuit că este pe interceptare. La un dat, iată, vorbea și cu Șova, discutau cum să facă amnistie, grațiere, ca să scape cu toții de probleme. Și avem, pe de altă parte, inconștiența unui ministru de finanțe care semnează un ordin de ministru imperativ, încălcând tot ce se poate încălca, pentru a continua o colaborare extrem de păguboasă cu această companie grecească. Sigur, nu e vina companiei până la urmă, ci a noastră, că noi am fost tâmpiții care am semnat în 2003 acest contract. Noi, corupții noștri, nu noi, că noi n-am nicio vină, noi am plătit. Dar atât de hilar e prelungirea acestui contract, ca să vă imaginați,
să înțelegeți ce a semnat doamna ministru și v-am arătat acest ordin. Ea spune să se prelungească în continuare în aceleași condiții, să dăm 7,5% din încasări. Deci asta ce înseamnă? Din încasări se scad premiile și ce rămâne, înainte de impozitare și așa mai departe, 7,5% pentru unii care nu mai fac nimic. Că până acum am dat 10 ani de zile, de ce? Pentru că n-am avut noi bani și se presupunea că în modul ăsta e un fel de leasing, știți, și ne cumpărăm utilajele. Dar acel contract s-a terminat, utilajele au fost plătite, sunt ale loteriei și pentru acele utilaje se plătește în continuare niște bani total aberant. Deci prostie multă, cred eu, dar știți cum e, prostia se plătește. Și ce mă deranjează este că și acești miniștri tineri au același comportament ca golanii bătrâni, nu răspund ca și cum noi nu existăm, domnișoara Petrescu. Intrăm în vreo 4 milioane jumate de case. Chiar e, să spun, chiar se uită lumea la noi. Deci din 4 milioane jumate de case, or fi unii care ne văd. Poate mama, poate încă cineva, da? Oameni care joacă la loterie, poate. Sau oameni care plătesc taxe și impozite. Doamne, nu răspunde, îi doare în spate. Doamna ministru este implicată, scuză-mă că te întrerup, și în noul dosar de astăzi al lui Hrebenciuc. Asta e, am auzit-o pe seară, dar nu am știut cum, o să aflăm și despre asta. Invitații mei, invitatele mele sunt un din Ghergu, jurnalist de investigații, să română. Bună seara. Și doamna Liliana Mincă, deputatul UNPR. Nu, PPDD. Nu? N-am nicio așa, treabă. Scuze, PPDD, da. Sunt deputat PPDD, ales în Botoșani. Gata, în știu, decembrie știu, 2012. Da. Ați fost pe vremuri și ați... 6 luni am fost la UNPR. Omul care a condus loteria a încercat să rezilieze acel contract pe Gubos cu grecii. Și asta vreau să spun, că ne-ați spus în emisiunea trecută prin telefon. De ce n-ați reușit să reziliați? Aș vrea să punctăm anumite lucruri, pentru că mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și mă întreabă de ce ei nu câștigă la lotul, crezând că eu încă conduc loteria română. Din februarie 2009, astăzi suntem în octombrie 2014. Vedeți ce face televizorul? V-a lipit de loterie. Da. Păi, pentru că am fost singura care am ieșit pe televizor și atunci când am considerat că trebuie să apăr instituția și, efectiv, angajații din acea companie, eu am ieșit de fiecare dată. Cum de altfel și astăzi sunt prezent aici la dumneavoastră și aș fi vrut aici între noi să fie actualul director general al loteriei sau chiar ministrul finanțelor, pentru că totuși sunt deputat, deputat de Botoșani, om care chiar cunosc cu adevărat ce înseamnă Compania Națională Loteria Română. Din 2006 până în februarie 2009 am condus această companie, având indicatori de performanță, făcându-mi indicatorii de performanță, având un contract de și mandat. Era intralotul tot atunci? Da, era pentru că... Și de ce n-ați reușit păi să nu, rezilia? Stați așa că vă explic, dacă așteptați un pic, vă explic imediat. Contractele erau semnate pe mandatul domnului Crista, care acum execută o pedeapsă, da, este... Da, da, este în pușcărie, da. Dar nu pentru acest contract, ci pentru cu totul și cu totul alt contract. Tot dumneavoastră ați făcut lumină, da? Știți că v-am și mulțumit la un moment dat, pentru că dacă ați reușit să schimbați directorul general de la loterie, președintele Consiliului de Administrație, dumneavoastră ați reușit, domnule Radu Moraru. Pentru că nimeni n-a avut curajul la momentul respectiv să spună ce se întâmplă la loterie. Tuturor le era frică. Marea majoritate a celor care veneau cu fel și fel de informații erau informații care nu erau documentate și nu stăteau în picioare, pentru că nu erau documente în spatele acelor informații. Dumneavoastră ați venit cu documente, ați venit cu informații din cadrul companiei, pentru că sunt oameni care chiar vorbesc din cadrul companiei. Noi am avut noroc oameni și care... cu Tolontan, cu George Lăcătuș, care au avut curajul să vină. Noi am asigurat doar platforma. Ca să nicio televiziune n-a avut curajul să facă aceste emisiuni. Dar totuși, de ce nu ați reușit să... Contractele erau semnate pe 10 ani de Nicolae Cristea. Dar le-ați denunțat unde? Ascultați-mă, doamnă. Ați făcut plângere la DNA? Da, doamnă. Da, toate au fost trimise la DNA. Bun, haideți să ascultăm și apoi, vă rog. În 2006, când am preluat conducerea Companiei Naționale Loteria Română în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și director general, știți foarte bine că unicul acționar la loteria la momentul respectiv, cum de altfel și acum, este Ministerul Finanțelor, este statul român. 100%, da. Organul suprem de conducere nu este directorul general sau președintele Consiliului de Administrație, ci adunarea generală a acționarilor, formată din membri ai Ministerului Finanțelor. Uh-huh.
Mai mult decât atât, cei care au condus loteria până în aprilie 2006 nu au lucrat pentru statul român, nu au lucrat pentru Ministerul Finanțelor, nu au lucrat pentru Compania Națională Loteria Română. Au lucrat pentru cu totul și cu totul alte interese, interese personale, cum de altfel se întâmplă și în momentul acesta. Ori, contractul, contractele, pentru că erau foarte multe contracte care au făcut obiectul, care au făcut obiectul unui control ANAF din subordinea Ministerului Finanțelor, a acționarului unic, au fost structurate într-un raport al ANAF-ului care avea peste 400 de pagini, raport care a fost transmis de către mine, Liliana Mincă, cu adresă către DNA. Ori doar instituțiile statului pot spune dacă într-adevăr erau contracte în interesul statului sau nu erau contracte în interesul statului. Ceea ce pot eu să vă spun în calitate de fost director general este că contractele au fost atât de bine făcute în așa fel încât să fie imposibil de reziliat înainte de termenul expirării contractelor. Înțelegeți? Pentru că cine au pus niște clauze, au fost foarte mulți, n-au semnat ministrii finanțelor, au primit mandat membrii adunării generale acționare, dacă cunoașteți cum se lucrează într-un SA. Da. Deci ei primeau mandat, directorul general propunea și ei aprobau. Această adunare generală a acționarilor era formată de reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, subordonați ai ministrului. Ceea ce v-am spus eu. Am preluat și a spus noastră. Deci ministrul este responsabil. Ori acele contracte, știți foarte bine că ați discutat foarte mult despre ele, erau contracte atât de bine făcute încât dacă ai fi încercat să reziliezi, erau niște clauze atât de bine. Păi vinovat este cel care le-a acceptat. Nu, aici fac o dezvăluire. Păi, Nicolae Cristea se numește, deci, doamne. Acele contract... Și ministrul de finanțe. Da, Andin, acele contracte de fapt veneau în limba engleză. Da. Se traduceau. Nu, și în limba română. Nu, se traduceau. Păi ele dădeau de fapt și practic statul român, că aici vorbim de statul român. Sau la șpăgi, că altfel. Bineînțeles, a semnat ce i s-a dat. Știe foarte bine limba engleză. Ce i s-a dat? Nu, n-ai înțeles. Ele se traduceau în românește, dar asta înseamnă că contractele erau livrate. Ei nu știu, nu interveneau cu nimic pe contract. Cum au fost o grămadă de contracte livrate după aceea, care ca fac la, obiectul DNA-ului în momentul acesta. Ca la Roșia Montană, de exemplu, când avem aceleași... Ca la Bechtel, ca la... Le-am arătat telespectatorilor data trecută. Uite, uite, ăsta e un alt contract în care spune așa, GGR, Gross Gaming Revenue, sumele pariate minus Z câștigurile plătite. Deci proștii au uitat Z aici, din engleză, da? Da. Deci ei nu fac decât traducere. Deci astea sunt toate date de aceste firme. Da. Și arătăm încă o dată, da? Deci sumele pariate minus Z câștigurile plătite, da? Uitați aici, Z. Da? Bine, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Deci minus Z câștigurile plătite, da? Deci aceste contracte, de fapt, se fac... Vin livrate, ai noștri semnează ca pinguinii, nici nu se pentru uită pentru că au încasat el. Banii în conturi nu, offshore. Nu, pentru că au comenzi. Comenzi, exact. Pentru că sunt comenzi politice, li se spune foarte clar. Vrei să rămâi în postul ăla de director general, de ministru, de președinte al Consiliului de Administrație, semnezi, dacă nu te duci acasă și ai terminat discuția. Acum, asta ce face hârtia asta, depășește orice imaginație. Aici nu mai avem... Până acum comenzile se dădeau poate telefonic, poate așa... Acum avem un ordin de ministru care spune așa, se mandatează, adică, deci citesc încă o dată, să ne traducă după aia un fost conducător de loterie, să ne spune ce încălcări de legi sunt aici, câte. Se mandatează reprezentanții statului în adunarea generală acționarilor Companiei Naționale Loteria Română să împuternicească Consiliul de Administrație și Conducerea Operativă, să prelungească contractul cu grupul Intralot pe o perioadă de 3 luni, perioada în care compania are obligația să finalizeze demersurile necesare în încheierii unui nou contract care să asigure desfășurarea în condiții optime activității companiei. Bine, și doamnei ministrului a fost livrată, între ghilimele, această hârtie. Aici nu m-am gândit, da, deci comanda vine mai de sus de doamna ministru. Păi da, doamna ministru execută comenzi și nu. Cel ce cere este prost cel ce dă. Eu așa consider. Doamna ministru execută comenzi și nou ministru. Și acolo. Revenim la ceea ce am vorbit, pentru că mie îmi place să nu las lucrurile neterminate și să continuăm, da? Deci, contractele au fost atât de bine făcute încât clauzele de reziliere erau
cum să vă spun, în avantajul celor care erau partenerii externi, nici într-un caz în avantajul statului român, deci nu s-a lucrat pentru statul român, interesele naționale, uh-huh. interesul național n-a existat, a existat interesul personal, personal sau interesul de partid. Și atunci, dacă am fi aplicat clauza de reziliere, loteria intra în faliment. Înțelegeți? Pe orice contract de genul acesta. Interesant. S-au făcut calcule la momentul respectiv de către comisii de specialitate, de oameni simpli din cadrul companiei, profesioniști care adică n-aveau nu niciun politruci. Interes. Adică nu erau deci chiar de da, la da, da, din cadrul companiei. Da, oameni care pot vorbi fără niciun fel de probleme și or să vorbească la momentul respectiv despre orice contract încheiat în Compania Națională Loteria Română. Să știți că sunt și patrioți în instituții ale statului. Sunt oameni care trăiesc doar din salariu și nu din alte șpăgi, cum deja a devenit o practică după 89 în România. Oameni care s-au îmbogățit peste noapte, oameni care te sfidează, oameni care dau comandă și trebuie să execuți dacă ești un simplu executant și nu ești un profesionist. Lucru care nu s-a întâmplat păi în cazul meu. Fost executantă. Nu, eu n-am fost, doamnă, un executant. Păi înțelegeți? Eu am fost contractul. Nu, doamnă, eu nu am executat absolut nimic. Înțelegeți? Nu, din era un moment de deschidere, da? Ce se întâmplă. Ăsta șeful loteriei a fost 13 ani. Când am pornit emisiunea, am spus în emisiune, dumneavoastră, nu se poate omul ăsta să patroneze atâtea ilegalități, să nu pățească nimic. Și m-a sunat Cătălin Tolontan și a zis, Radu, 13 ani ne-am chinuit cu ziarele pe care le-am condus, ziare de sport, să-l dăm jos pe ăsta. N-o se poți. După ce l-am dat jos, după mult timp, am aflat cum era ditai generalul SRI. Da? Doar că nu era un general care lucra pentru statul român sau pentru... Acolo băieții făceau și învârteau pentru ei, da? Inclusiv contractul cu Copos, o rușine de contract ăla cu spațiile loteriei. E, și după aia vine statul român care mulțumește iară, dom'le, ce ai făcut, după ce statul român m-a lăsat să mă ajute cu loteria, știți că aveam 1 milion de euro, trebuia să plătesc dacă pierdeam cazul. După ce s-au făcut presiuni, cine? Sebastian Vlădescu, Tăricianu, presiunea asupra mea să opresc emisiunile, da? După aia tot statul român zice, dom'le, mulțumim frumos că uite în sfârșit am scăpat de Cristea și acum uite o să vină cineva pe care îl credem că nu e corupt, da? Doamna Mincă. Mincă. Gervasuc era atunci. Și eu ziceam că n-am fost foarte, am fost foarte așa circumspect, da? Și a fost o perioadă... Mai ales că era absolventă de Colegiul Național de Apărare. Foarte scurtă. Nu, eu eram economist, să știți. Bă, știi cum i-a zis medicina? Bă, vine una nebună care nu fură. Băi, un început. Da, bun. Și într-adevăr a fost o perioadă în care vreo 2 ani de zile, dacă mi-aduc aminte, n-au mai fost, n-am mai găsit nimic. Bă, cum să spun? Păi au anchetat DNA-ul, da. A anchetat orice, probabil că era liniștea orice contract al meu, pentru că să știți, da. Cristian nu s-a liniștit. În momentul în care eu am preluat Compania Națională Loteria Română, să știți că avea foarte mulți prieteni în presă. Dar când ați plecat de acolo, ați plecat... Da. Cred că n-ați vrut să faceți ceva sau ce s-a întâmplat? Nu, o să vă explic imediat. Da. Fostul director general avea foarte mulți prieteni în presă, pentru că erau foarte mulți care trăiau din acele asta contracte știu, de da. Publicitate. Corect, să corect, știți, da. Eu am făcut, am dat publicității, am dat publicității toate contractele, pentru că de asta ați fost singurul care ați vorbit, să știți, la momentul respectiv. Celelalte trusturi de presă, ziare, n-au vorbit absolut nimic, contracte, să știți, aveau contracte în derulare, nu făceau niciun fel de publicitate, doar că li se cumpăra tăcerea. Și știți bine lucrul acesta, pentru că eu am publicat absolut sume, tot, pentru că au nebunit. Și atunci, pentru că eu am publicat lucrurile acestea, au început să mă bombardeze crezând că sunt un om slab, sunt un om care o să mă las ușor influențată, fiind tânără, au zis, aia, o să vrea și ea să se îmbogățească, să-și facă și ea vreo casă pe malul lacului Snagov, o să-și ia și ea un avion dacă conduce fabrica de făcut bani în România. Ei, uite, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. S-au înșelat cu mine. Înțelegeți? Un an de zile am fost nevoită să-l păstrez pe Nicolae Cristea în companie, să știți. Pentru că erau membri ai adunării generale acționarilor, prieteni cu Nicolae Cristea, fostul director general al loteriei, care nu mă lăsau să-l concediez. Ori foarte greu am reușit să scap de el după controlul ANAF, după ce eu am trimis la DNA acel raport, în sfârșit am reușit să-i obțin demisia, pentru că altfel îmi era imposibil să-l trimit acasă. Directorii lui au lucrat cu mine un an de zile, a fost imposibil să îi concediez. După ce a ieșit raportul